A cumpărat un BMW furat cu 7400 de euro, iar la intrarea în Republica Moldova a fost oprit de vameș. Vorbim despre un cetățean român care a fost nevoit să se despartă de mașină în Vama Sculeni după ce a prezentat la control actele. În urma verificărilor, vameșii moldoveni au constatat că mașina figura în baza de date Interpol ca fiind furată în Marea Britanie. Proprietarul, în vârstă de 33 de ani, a declarat oamenilor legii că autoturismul a fost cumpărat la sfârșitul anului trecut în România, prin intermediul site-urilor specializate. Bărbatul spune că nici nu a bănuit că acesta ar putea fi furat, mai ales că mijlocul de transport a și fost înregistrat în țara vecină. Organele de poliție au aplicat sechestru pe autoturism până la finalizarea cercetărilor și luarea unei decizii pe marginea acestui caz.